Mandei-mi, buladi-mi la cafeluț. La cucana de istu, că nici nu-mi place și am uitat de ea. A, da. Ai băut, într-adevăr, de când am băut. Fiecare zi. Ce ții cana asta? E mai urâtă. E urâtă. Mă rog, a băut, într-adevăr, fiecare zi a băut din ea. Dar nu de când vorbim fată. Și comparăm prețurile din România versus prețurile din Hong Kong. Un clip pe care trebuie să-l facem. De două luni zicem că-l facem și îl tot facem. Acum, azi e ultima mea zi, mă rog, și mâine e zi întreagă, dar azi e ultima zi în care putem să facem clipul ăsta. Așa că, azi îl facem, fată. Prețuri, România versus Hong Kong. Să înceapă. Am făcut eu o listă așa de și probabil o să mai vorbim și pe în timp ce ne pregătim. Dar înainte de asta, zi părerea ta de acum 6 ani când te-ai dus prima dată în Hong Kong, ca să aveți deja idee. Acum 6 ani mi se părea extraordinar de scump. Bine, în continuare e scump așa cu totul, dar de exemplu, nu știu, prețurile din supermarketuri mi se păreau ireale, că nu se poate așa ceva, așa cum sunt similare cu astea din România. Ma, și din păcate la noi salariile încă sunt mici. Da? Cam asta e. Și ce sunt când am venit acum 2 ani în România, e scump la supermarket. Mi era el obișnuit, mă duc în România și cumpăr cu bani puțin, multe lucruri. Acum, și acum dacă ar veni și mai și, că știu, anul trecut și acum 2 ani, mi-am cumpărat eclere de la Kaufland. Eclere de la Kaufland, de la mititele, de la bucătăria lor. Erau 10 lei și un pic. Anul trecut a fost 22 de lei, probabil. Acum ar fi 30 de lei. Nu m-am dus la Kaufland ca să văd diferența. Deci bag pe lui. Da, bag pe lui. Băgam cățelul, așa că... A, de ce mami, nu, a. De mami. Atunci nu mai băgam. Așa, deci aveți deja o idee de cum arată lucrurile, cum se prezintă situațiunea. Facem și noi vlog. Deci, încetune. Revenind, eu o să trec la currency converter, că eu știu prețurile în Hong Kong dollars. Mă rog, să le mai știu, cum să nu le mai știu. Așa, în Hong Kong dollars știu eu prețurile. Așa că haidem să trecem la treaba. Ai lista aia? Da, imediat. Că are lista, că telefonul ăla tot e încărcat. Dar stai să mă dau totuși cu cremă, că eu rancă-lanca și o să mă dau cu cremă. Așa, am făcut eu o listă de, nu știu, chestii, așa. Am încercat să întrebam și de facturi, ca să am și o idee și la facturi, dar după nu l-am întrebat pe Jason la facturi, deci am făcut treaba. Gata. Așa. Deci, la cola. La cola. Zicem de o sticluță mică de cola. A, tu ești la preț, la sticlă mare. Uh-huh. Mă rog. Nu prea sunt. Adică, e sticlă mare de 2 litri. Am văzut oare? Nu prea, e la 1 litru și ceva, deci de asta. Ori bine. La doză, ori la jumătate. La jumătate. La jumătate. În Hong Kong, o jumătate. Dacă te duci nu la supermarket, te duci la 7-Eleven. Și la supermarket, de fapt, e prețul asemănător și cu supermarket. E undeva la 8-10 Hong Kong dollars. 10 Hong Kong dollars înseamnă 5,70 lei. 5 lei. Vrei de la 3 lei? Are 2,50 lei. Nu știu de 3 lei. Că eu sunt mai antică. Următorul lucru de pe ala. Apa plată. Apa plată, 7-Eleven. Tot sticluța mică. Tot sticluța mică, da. O 7-Eleven, dacă găsești cea mai ieftină apă, dacă îți luăm așa, tot la fel, tot 8-10 Hong Kong dollars. Sau 14 dacă te duci la unii ăsta mai. E, la noi e cam 3 lei. 3 lei? Da. Nu e mai mult. Depinde, evident că este și mai mult. Dacă mă duc la imediu, dau 6 lei. Păi la imediu. Mă rog, imediu se vede. Da, e... 7-Eleven. Ok, eu spuneam cum găsești la magazin. A, la magazin este mic? Uh-huh. Oh, atunci, da, 3 lei, deci stăm mai bine. 3 mai lei, păi măi, cred că 4-5 lei este sticla mare. Mare, am înțeles. Mă simt foarte mult, dar nici nu știu prețurile exact.
Așa. Next, deși next, next. Eu cumpăr, nu e să zici că sunt... Păi ouă. Ce-o cartul de aia nu se uită. Mm. Ouă. Când zice ouă, 10 ouă sunt acolo. 10 ouă? Da, mamă, eu nu cumpăr ouă, că noi l-am de la mama. 10 ouă? 10 ouă sau 30 de ouă? Care e cartul ăla? Cred că 10 ouă sunt în cartul din ăla, așa. 10 sunt. 10 ouă. În Hong Kong sunt 20 de Hong Kong dollars. 20-30 maxim. Cumpem. Asta hai. Însemnând, da, că să fie, să zic așa, cum trebuie, 20 de Hong Kong dollars, 11,40 lei, 30, matematicile nu le-am, așa că nu vă așteptați la așa ceva, 17 lei. 10 lei, uh-huh. Am luat acum pe Maioșan, uh-huh. Dar nu știu exact, adică cred că este și mai ieftin, clar, da? 10 lei. Uh-huh. Și mai scump și mai ieftin. E, asta da. Next, pe listă ce mai avem? Hai la listă de... Așa. Lapte. Lapte. Un litru de lapte în Hong Kong costă la... Încep prețul la 16 Hong Kong dollars. Stai un pic, cam. Sigur, le găsești la 40, dar în general 16 Hong Kong dollars, că îmi dăduse e cel mai scump. Asta înseamnă 9 lei. 6 lei. Da? Păi, e și de-asta de poiana florilor pe care le-au de... De la magazinul de aici este 6 lei, la fel găsești și la Lidl tot cu 6 lei, poate chiar și mai ieftine. Ba nu, mai ieftin nu cred că găsești. 6 lei, începând cu 6 lei. Oh, stăm bine deocamdată. Bine, okay. Avem baci. Așa e, așa e, mă încă nu există baci. Așa că... Făină, 1 kg de făină. Asta e, tot 22 de Hong Kong dollars spre 30. 22, o să zic și-o 22. Băgăm și noi pe cele mai ieftine, ce să mai. Dacă asta e prețul care vine în minte, cel mai ieftin e 13 lei, 12 lei 50. 2 lei. Ne-ați luat bine, bine. 2-3 lei, nu, hai, nu 2 lei, nu mai e 2, aproape 3 lei, în fine, tot 3 lei e perfect. Cartofi. Cartofe. În Hong Kong nu prea cumperi legume și fructe la kilogram, ci le cumperi pe număr. Ai 3 cartofi. 90 Hong Kong dollars, 5 lei 3 cartofi. Cam așa e. La supermarket, la piață se schimbă prețul, dar nu mă duc la piață, așa că nu știu, sunt mai ieftine la piață. Nu știu. Cam 4 lei kilogramul, cam kilogram, așa. Deci, bine, că ăia 3 cartofi înseamnă cam jumătate de kilo, tot costă mai mult. Ia uite. Păi până mă machiez eu aici așa. Atunci zic chestii pe care, la care le știi prețul. Că eu am pus așa, cum mi-a venit mie acum. Mă rog, așa e foarte important, o castraveții. Mă rog, o să zic aproximativ ca să nu mai zic să caut exact. La castraveți, spune. Castraveți, păi încă îmi cumperi castravetele sau tot la fel la piață, dar eu nu prea mă duc la piață. Cei de la piață sunt mult mai mici prețurile și legumele mai proaspete. Cum se cheamă, un castravete în Hong Kong e până în 10 Hong Kong dollars, deci până în 5 lei un castravete, castravetele Fabio. Castravetele Fabio la noi cred că la fel, dar depinde, că iarna găsești mai scump evident, cam 5 lei iarna și vara 2-3 lei maxim. Dar nu-i prețurile... Nici măcar, fapt, nu știu, ăia cornișon sunt 2-3 lei kilo. Da, aici prețele nu prea nu se schimbă. Că oricum e cald mereu, castraveți există mereu. Next. Roșii. Roșii chiar nu că nu. Știu eu cât costă. Știu mai mult că costă roșii la Hong Kong, că mie îmi plac roșiile. Roșiile cherry și fac aici cum le iau din Lidl și așa mai departe. În Lidl găsesc oricând, cam oricând, da, la 6 lei, o caserolă din aia. Și în Hong Kong, mi se pare că au fost 40 de Hong Kong dollars. 40? Le scumpe. Da, așa. Nu prea, sunt scumpe. Și mă rog, sunt și roșiile alea normale, dar alea gust de plastic. Bine, că ai luat din super. Ba, ți-a luat gestul și te dat. Și alea, da, gust de plastic, nu, da. Nu, sunt roșiile. Roșiile. Da, alea sherry sunt bune, adică sunt... se aplică fix aceeași regulă ca la noi.
22 de lei. Aproape 23 de lei, că e 22 de lei 80. Din Europa? Da, așa e. Orice produs care vine din Europa sau America, extra, extra, extra preț de America. Ciocolată. Ah, sunt scumpe ciocolatele în Hong Kong și au gust oribil. Există, bineînțeles, cum se cheamă? Există un magazin care se cheamă 360 de grade chiar. Parcă e și grade, semnul de grade. Ei, și de la 360 de grade găsești produse europene, coreene la un preț decent. Acolo, acolo cred că găsești cea mai ieftină ciocolată, ciocolată de la Milka și singur loc, cred, printre singurele locuri unde găsești ciocolată la 8 dolari. Sau mă rog, ciocolată de la Milka, că nu găsești ciocolată de la Milka, la 8 dolari. Asta este cazul fericit. 8 dolari înseamnă 4,50 lei. Da, în supermarketuri când te duci, costă măcar 22 de Hong Kong dollars, asta înseamnă 12,50 lei, dar am văzut și la 40 de Hong Kong dollars, deci aproape de 23 de lei. Păi, dar ne-am mergat tot, cam 5 lei așa. Uh-huh. Ciocolatul e tu bine, eu nu prea cumpăr. Mă, nici eu nu cumpăr ciocolată, dar că nu-mi place ciocolata, îmi place slecul cu cioco, dar nu cioco. Da, m-am uitat eu, stăzi că m-am uitat eu zilele astea, văzut ce de România. Am văzut eu ciocolata africană în Oșan, 5 lei. Da, asta e Milka în Oșan. Mi-au plicat plombele, africana, 5 lei. La realitate nu m-am uitat, eu mă uitam la africană, că vreau să mă iau africană. Chipsuri. Oh! Pringles, spre exemplu, la noi parcă e 12 lei acum. Aha. Uh-huh. Pringles, nu știu cât costă, mă gândesc că nu-mi iau, dar... Ok, Lay's e 10 lei. 10 lei, uite, am o povestioară cu asta. Când am venit eu pentru prima dată, îmi cumpărasem o sticlă de cola și o pungă de chipsuri. Din aia, nu știu dacă e considerată mare, medie. Da, nu prea aveți oricum pungi mari. O pungă medie de chipsuri cu cașcaval de la Lay's și am dat 10 lei pe ele și eram, Doamne, ferește, 10 lei o pungă de chipsuri. Tot la fel a rămas prețul la chipsuri. Chipsurile tot la fel, nu? Da, astea Lay's, dar așa găsești... Din alea lor care sunt ieftine, mai ieftine, le găsești la, nu știu, 10-8 dolari. No. Punga de chips, dar e mititică punga de chips. Trebuie să ținem cont de asta, că e mititică punga de chips, dar dacă vrei Lay's, să nu mai zic că ăștia au promoții în Hong Kong, mereu sunt promoții de nu știu ce fel de promoții, promoții peste promoții. Da, și aveți chestia asta cu prețurile în cascadă, la da. Supermarketurile obișnuite, că la noi este la Metro, la Selgro și la astea așa. Da. Cumperi, eu nu știu ce e aia cascadă. Prețul din cascadă și mă rog, cumperi, da, să zicem că punga de astea ar fi o pungă de Lay's, să zicem că ar fi 30 de Hong Kong dollars sau 20 de Hong Kong dollars, dacă cumperi 3, dai 50 sau 40 de Hong Kong dollars. Și Lay's, normal că Lay's, că... Plus că Lay's oricum se merge pe principiul că e familia mare, și dacă nu e familia mare, se întâmplă ca la mine, deci rămân chipsurile acolo cu luni. Le-ai luat ieftin, le-ai luat. Așa că asta e tot ce contează. Continuăm. Pizza. În oraș. În oraș. La asta mă gândeam. Pa. 30 de lei? 30 pe naiba, e 40 de lei. Eu am margherita, așa e mai 30 de lei. Unde am văzut? N-am văzut pizza mai ieftină de 34 de lei. Ok. Începând cu? Începând cu. În Hong Kong, vai, prețurile din Craiova. Da, Craiova. Facem comparație o Craiova versus Hong Kong. În Hong Kong, pizza e scumpă și mică. Și nașpa. Scumpă, mică și nașpa. Nu e pizza, e dulce. Uh-huh. De asta nu o să fie dor. Nu, o să fie dor de pizza din România. De asta nu mi-e dor. Asta vreau să zic. De obicei, pe pizza în Hong Kong nu dai mai mult de 100, mai puțin de 120 de Hong Kong dollars. Și e o pizza mică, în România ar fi considerată mică.
Asta înseamnă 68,50 lei. Că tu! Da, și ăsta e preț ok. De obicei e 180 de Hong Kong dollars, înseamnă 102 lei sau 220. 220, 126 de lei pe o pizza, care de ce mai multe ori să fie maxim, maxim mediocră, dar să te aștepți la nașpa. Nu mediocră, să te aștepți la o pizza nașpa. Pizza, nai, nu e bine, nu e bine, nu e bine de pizza în Hong Kong. O porție de paste. Pastele cam tot la fel, 120 de Hong Kong dollars, deci începând 68 cu, de lei. La, începând cu 40. 40 de lei? Începând. Așa. Da. Mm, hai, nu. Mai degrabă 50. 50 de lei? Da, mai degrabă 50 de lei. Găsești și, mai găsești și pe la 40, dar mai degrabă 50. Se găsește și în Hong Kong, dar și la restaurante, chiar că la pici e 90 sau 98 și e chiar bună. Ia nu... 98, să zicem, cât înseamnă 98. 55 de lei, 90, cât înseamnă. 51 de lei și la pici chiar e bun. Dacă vreau să mâncați paste în Hong Kong, dacă vă numeriți, vă recomand pici, dar mai pici din Causeway Bay, că e celălalt night. KFC. Aici tu ești experta. Am văzut acum la KFC. În smart meniu, doamne, doamne, apuse sunt vremurile când smart meniu era 12 lei. În Hong Kong, 25, da, da, nu aveți... 25-50. Dar voi nu aveți chestia asta cu smart meniu. Da, na, nu există smart meniu, nu există multe chestii, nu există sosul de usturoi. Nu există crispy. Nu există crispy, totul este scârbos. KFC-ul din Hong Kong este o dezamăgire și să știi că la KFC din Hong Kong nu prea am eu experiențe. Mai degrabă aia atunci când am dus noi. Da, dar de la început a fost bun. Da, chiar a fost bun. Prima dată Riviera și erau foarte bune, dar după le-au făcut, nu le, efectiv nu le prăjau și erau așa crude și... Da, deci... Da, ca să fie puiul bun, trebuie să fie crocant, trebuie să fie grăsimea picantă, nu picantă, crocantă, dar... Doamne, și mi-am luat eu micul dejun cel mai mare, hei! S-a trezit săraca, era ca mine acum, cum sunt eu, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Și avea, cred că, de 2 săptămâni de când zicea că mă duc să iau micul dejun, mă duc să iau micul dejun, mă duc. Am fost foarte entuziasmată că au meniu de mic dejun la KFC și mic nu se poate. Și era până în 11 și niciodată mă trezeam suficient de devreme cât să ajung la KFC până în 11. Nu voiam să dau comandă că era din dublu prețul și n-avea sens. Da. Și dacă fac divers, eu mi-am cumpărat 2 burgeri, un nice coffee și o ceva... lipie ruladă cu cașcaval și pe toate să i-am dat 50 de lei. Da. La noi. 50 de lei la noi, păi de fiecare dată când mergem noi, dăm 50, mai mult, 60 de lei și țineți cont, e și 26. Și 26, ca să ne grăbim. Țineți cont că eu am descoperit treaba asta, hack, să-mi iau aici direct bucăți de pui că vin cu sosul de usturoi și nu mai iau un meniu, cu oricum. Și îmi iau, nu știu, 5-6 bucăți de pui. De obicei îmi iau, nu 6, 8 bucăți de pui care costă 35 de lei. Și așa am sus mar meniu și deja am făcut treaba asta, știți? 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 Îmi se pare că sunt picele chieții în România. Este. Când am fost, ne-am cumpărat, atunci, nu știu, am cumpărat lui Jason un meniu cu orez. Ne-am cumpărat nouă, câte 2 burger sau un burger de fiecare? Doi de fiecare plus un nu mai știu dacă meniu cu parcă meniu că aveam și băutură. Meniu cu din alea, cum se cheamă? Chicken nuggets și am dat 100 de Hong Kong dollars, 50, deci tot la aceeași sumă de bani. Doar că avem o plasă plină de mâncare. Atunci a zis Maria, doamne, ce ieftin e KFC-ul aici. Dar nu-i bun. Dar nu-i bun. Deja. Mă rog, depinde. Ma, n-a fost bun, a fost decent. Ție nu-ți plac aripioarele, dar mie mi-au plăcut foarte mult aripioarele la început. N-au treabă cu aripioarele noastre, că nu-s picante în primul rând și foarte dubios.
Da. Dar n-a fost rău, adică chiar n-a fost rău. Da, sunt eu sucită. Ești picky. Sunt. Mecu în Hong Kong, un meniu la 30 de Hong Kong dollars. Ia să vedem cât înseamnă 30 de Hong Kong dollars. Păi dar lui Mec Puișorul e 6 lei. N-avem Mec Puișor, un fel de Mec Puișor care costă 14 Hong Kong dollars. 7, 9, 8 lei înseamnă. Dar meniu ar fi cam 30 de Hong Kong dollars, 17 lei. Majoritatea meniului. Aici, a doua. 17, hai, dacă vrei să zic cu mai multe chestii, 50. La noi e 28 de lei. 35. 28 de lei, cam așa. Mecul e super ieftin în Hong Kong și toată lumea merge la Mec. Și KFC-ul e ieftin. Cafea în oraș. Cafea în oraș. Nu am mai băut cafea în oraș de mult. N-am băut. Cât costă? Mai mi-a luat de la Pacific Ocean. Uh-huh. Și a fost 25 de lei. 25 de lei? Da. Da. Și aici... Da, bine, dar... Hai să spunem, dacă o iei tu Go și noi de la Starbucks, o găsești și mai... Adică că e cam 15 lei. Dacă nu e de la Starbucks. Dacă e la Starbucks, cam tot așa ajunge. În România. Bine, 20, da. România. Da, am văzut 17 așa. La cafea... Depinde foarte mult de locul în care mergi la cafea în Hong Kong. Că poți să iei cafea cu 50 de Hong Kong dollar sau 30. Depinde... Eu ți-am zis de to-go, că n-am. 17 lei, cam așa. Că așa la cafenea să nu e cam 20 de lei o cafea. Undeva ce stai acolo. Da, cam așa. La cafea cât de cât ați mântat de prețurile. Cât de cât foarte bine. Da. O masă în oraș, nu știu. O masă în oraș. Te duci cu Mirel. Dacă mă duc, cam 200 de lei. 200 de lei? Da. Dacă mă duc cu Jasonul, și nu comandă ca bărbatul și după stă mâncare în frigider 3 săptămâni, îmi dăm 300 de Hong Kong dollars, cât o dăm pe asta. 356 zic. Tot 200 de lei. Next. O secundă. Sigur. Nu, e la chișuliu. Aha. Dar la ce lumină avem aici, mama, chiar super. Merge la mă. A, la... Păi, o tură de cumpărături cea mai ieftin și cea mai scumpă. Păi aici nu cum să văd. Am văzut eu. În România, de duci la Lidl un plicoșu cam 200-250 de lei. E de asta, adică n-am cum să zic cea mai ieftină, cea mai scumpă, că dacă am 200 de lei, hai 300. Da. Dacă stai să mă gândesc niciun la Lidl, n-am dat niciodată mai mult de 300 de lei, că la Lidl, nu, de parte. Da, în Hong Kong sunt scumpe. De multe ori, hai, cu umplutul coșului, dar nu cumpăra chestii, wow, am dat 700 de Hong Kong dollars, trebuie să fac acum. De asta am început eu să mă duc la Costco, ca să măcar să-mi iau coș gigantic și să congelez ce nu vreau. Și acolo avem 700.000, asta mi s-a întâmplat. De obicei, când mă duc în Hong Kong la supermarket, mai puțin de 200 de Hong Kong dollars nu dau. Da, mă rog, ăsta coș cam pentru două persoane, că... Atunci, asta nu e corect. Corect e 700 de Hong Kong dollars. 400 de lei. La supermarket e super scump în Hong Kong. Și problema e că nici nu găsești chestii care să îți placă. La mine asta e supărarea mea. Că mie îmi place să mă duc la supermarket și să fac cumpărături de mâncare. Da? Doamne, dar eu am rămas... Da. Când eu am marcat chestia asta, cât costă iaurtul grecesc? Cât era? 80 de Hong Kong dollars. Da. E mult. Lactatele sunt foarte scumpe că nu există vaci. Nu există fermă de vaci.
46 de lei. 46 de lei, dar nu era... Da, asta vreau să zic, că nu era cum e de la Lidl un kilogram, nu! Mi se pare că e 800 de grame, dar... Nu, nu, 400! Oh, și mai scump! 400 sau 500, să spunem. Vălelu! Da. De asta am început să merg în mainland la cumpărături, că e mai bine, așa, ești mai bine la preț. Aba, așa. Ce mai avem pe listu? Așa... Bilet de autobuz. Un bilet de autobuz în 3 lei aici. Aici, în Hong Kong, diferă în funcție de destinație sau, mă rog, stația pe care sau autobuzul, ce să știi, vezi. Încep prețurile de undeva de la cât? 6 Hong Kong dollars până, până departe, până 12 și ceva, pe distanțe mai lungi sau dacă te muți de pe insulă pe alta. Iar noaptea se dublează prețurile, undeva la 22 de Hong Kong dollars, stai pe un bilet de autobuz. Da, dar voi aveți autobuze noaptea. Da, avem 9 autobuze non-stop. Bilet de metrou 3 lei. Tot la fel. De pe distanțe mai lungi, ăla care te duce la aeroport e 60 de Hong Kong dollars. Și mai ce? Da, cam așa. Și între stații vreo 4 Hong Kong dollars. Un Hong Kong dollar e 57 de bani. Ce mai avem? O cursă cu taxi. Cam aici, cam, hai, în Craiova din nou. 15-20 de lei. Da. Cam așa. Hai să spunem, nu. 20 de lei când e trafic. 20. Da. Da, cam atât. În Hong Kong e mult. De pe o insulă pe alta, 120 măcar. Măcar 120 și nu e asta înseamnă 78 de lei jumate, deci prețurile la taxi sunt umflate, sunt imperate bine în Hong Kong. Așa, chirie cam 2000 de lei pe lună, da, cam așa. Nu prea mai găsesc mai ieftin. Nu mai? Bravo! Garsonieră. 1500. Îmi pretind să știi că nu prea e diferență între garsonieră și apartament cu două camere. Mamă. În Hong Kong, cred că cel mai ieftin găsești la 8000 de Hong Kong dollars pe studio apartment. 8.000 de Hong Kong dollars, care înseamnă 4.500 de lei. De, nu mai avem varianta de 12.000 de Hong Kong dollars pentru un apartament, de care să nu fie într-o zonă centrală, care se apropie de 7.000 de lei, 6.800 de lei. Dacă vorbim de locuri mai fancy și messy, 30.000 de Hong Kong dollars, care înseamnă să vadă că eu nu v-am tradus cum trebuie. 30.000 de Hong Kong convertit 17.117 de lei. Deci 17.000 de lei. 170 de milioane. Cât? Da, fata, da. Chirie. Și așa 12.000. 12.000 e 6.000, da. Din ăsta, să lucrezi într-o zonă din aia mai așa. Sau să ai good view sau. Mai avem ceva pe listă? Da, unghii. Unghiile în jur de 200. Poate să fie 180, poate să fie 200. Hai să facem 250 de Hong Kong dollars. Asta înseamnă 148 de lei, 42 de lei. 42 de lei? 142. Bine, acum, dar de fapt, sincer, cred că așa sunt peste tot, că eu cum mi le fac, eu într-adevăr mi le fac slim, semi-slim, cam 200 de lei. Da. Și abonamentul la sală. Aici iar vă dau durere de cap, abonamentul la sală. Eu știu că colega mea a zis că abonamentul la sală era 500-600 de Hong Kong dollars pe lună. Colega mea străină.
când am mers cu Jason la sală, să ne facem abonament la sală, ne-au zis că trebuie să facem abonament, asta se întâmplă acum câțiva ani, deci prețurile probabil au crescut. Au zis că trebuie să ne facem abonament pe un an de zile. Asta a fost fix înainte să înceapă pandemia, by the way. Deci am avut noroc. Zgârcenie m-a ajutat că pierdeam o grămadă de bani pentru nimic. Cum se cheamă? Trebuia să ne facem abonament pentru un an de zile și să plătim undeva la, nu știu cât, ori era 6.000 de Hong Kong dollari de persoană, ori 12.000 în total. Dar oricum era o sumă mare pentru ce? Ca să mă pe un an? Pe un an. Stai că zic acum, imediat că intri la, în aplicație, că și aici se poate să-ți faci și ești mai ok. Cred că totuși era 6.000 de persoană, dar totuși mi se pare mult. 6.000 de Hong Kong dollars pe un an. Nu știu, cred că era de persoană. Dar oricum. Acum mi se pare că de curând ne-am uitat înainte să mă scriu eu la școala aia ca să mă duc la ăla. Era, mi se pare că 12.000 de Hong Kong dollars pe an. Ce înseamnă asta? Este. Aici, uite, pe un an, e 1.740 de lei. 6.000 de Hong Kong dollars înseamnă 3.400, 12.000 înseamnă 7.000 și ceva. Să zicem că pe lună ar fi, mi se pare că așa ne-am uitat, pe lună ar fi 600 de Hong Kong dollars, adică 343 de lei, dacă cumperi abonament de un an. Deci, ai prețul ăsta dacă îl cumperi pe un an, 3, 4, 5 ori 12, 4.140 de lei ca să mergi la sală. Și aici e 1.740, tot la fel pe un an, ăsta fiind cel mai ieftin și pe lună depinde. Ca bine, hai să spunem că dacă ții cu toate facilitățile, tot, 210 lei sau 220 de lei. Da, uh-huh. Am terminat lucrurile pe listă, deci cam asta a fost comparația Hong Kong versus România. Deși, la majoritatea lucrurilor au fost mai scumpe, dacă e să gândești pe cum se cheamă, cât câștigă oamenii din Hong Kong plus cât câștigă oamenii în România. Da, nu. În afară de chirie, că într-adevăr, prețul la chirie în Hong Kong e chirie sau să-ți cumpere apartamente, e absolutamente ridicol. Da, încă o chestie care pe mine m-a marcat a fost chestia asta că dacă îți cumperi apartament și după vrei să-l vinzi, nu e ca la noi, că la noi tocmai crește piața și scoți banii, ai și câștigi și extra, la voi invers, voi pierdeți dacă vă cumpărați și vreți să vindeți. Măi, da. Adică, depinde și de zona, dar da. Nu e, în momentul de față nu e ideea să cumperi. Decât dacă ai copii și așa. Adică la noi ai profit la voi. Da. Noi dacă reușești să vinzi, e bine. Mă rog. Teoretic, da, omul la imobiliare mereu ai de câștigat, dar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Eu așa am căutat pe net, când am zis cum e. Reddit, așa zicea, că nu. Că să cumpere apartamente dacă ești ok cu faptul că s-ar putea să pierzi bani. Păi de aceea că și Jason spune asta. Da, mulțumesc. Deci da. Că spunea de mătușă sa. Da, deci. A cumpărat ce și acum dar nu mai scoate banii. Da. A scoate mult mai puțin pe ei. Da, deci. Probabil, nu probabil, îți ies banii dacă ești, dar nici în chirie. Din câte a văzut pe Reddit, zicea că nu e neapărat suma. Că tot trebuie să te ocupi de prețurile apartamentelor și tot așa, numărul de tot ce ține de apartament. Așa că ea, da, asta e nesimțită, dar nu știu. Nu știu. Mă rog, ăsta a fost clipul. Mulțumim de vizionare. Hai, popii cu scripii. Ne vedem la anul. Pa, pa, pa. Cu soarele la anul, că eu când ajung în Hong Kong, mă turbesc și acolo. Stă-ți liniștit. Hai, popii.